Vă salut cu pacea lui Iisus. A zis Iisus cândva că vă las pacea, vă las pacea mea. Nu o las cum o dă lumea. Pacea lui Iisus nu este ca oricine pacea lumea aceasta. Deci lumea menține pacea prin forța armelor. Iisus menține pacea în biserică și în sufletul omului prin cuvântul Său. Prin consacrare vom avea pacea lui Iisus. Deci Isaia spune clar, zice, cei n-au pace. E ca o mare înfuriată. Zice, e o diferență între cei care au pacea lui Iisus în suflet și cei care nu. Cei care vrea să-și menține pacea prin forța armelor, totdeauna o să fie mulțumiți. Și totdeauna este ca o mare înfuriată. În această seară vreau să mă ocup de câteva învățători care le știți. M-am gândit ce să mai spun și eu, fiecare a spus la rândul lui și aproape că Scriptura o luăm de la cap la coadă, totdeauna și o terminăm iar de nou și tot așa. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman că cel a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așa, dar nu a terminat nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Ne punem întrebarea. De noi, care cunoaștem adevărul, a avut Dumnezeu milă, deci El se îndură de cine vrea și alege pe cine vrea. Pe Faraon l-a împietrit. De ce? Tot un om a fost, nu? Deci ne ajută Dumnezeu ca să facem parte din această clasă ca Dumnezeu. El, prin cuvântul Lui, prin pacea care ne-a pus-o în suflet, în minte și în biserică, înseamnă că trebuie să credem și să înțelegem că și noi suntem cei aleși de Dumnezeu. Acum depinde de noi. Mai citim în Osea, să vedem ce ne spune. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Deci, iată două clase. Drepți și nedrepți. Ceea ce există de când este lumea. Și cât vom trăi și după noi, tot așa va rămâne. Dumnezeu știe când. Avem în lecțiune și zice, Dumnezeu a rânduit o zi. Și vreau să pun întrebarea, Dumnezeu a rânduit o zi pentru salvare și pentru judecată, nu? Așa spune acum. Zice, Dumnezeu a rânduit o zi. Ia să vedem. Am avut noi totdeauna niște nedumeriri, niște neînțelegeri. Spune în Evrei 10:25-26 că cel ce păcătuiește cu voia nu va mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. A
Acum, dacă citim în faptele, să vedem aici, care ar fi diferența? Faptele 17:30. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduit prin faptul că l-a înviat de morți. Deci Dumnezeu a rânduit o zi. O zi de salvare și o zi de judecată. Acum diferența. Să facem această diferență. Oamenii aceștia care spune în faptele aici, zice, și Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. În Evrei nu se vorbește. În Evrei spune direct mie și ție și la și tuturor oamenii care cu voia trebuie să ținem cont. A fost vremuri când a fost te-a împins, forțat cu arma să facem rău, iar vremurile de acum care noi facem de bună voie, nu știu dacă mai e jertfă pentru păcat. Asta rămâne. Am vrut să fac legătura cu acest ceea ce spune în faptul apostolului, căci Dumnezeu nu ține seama de lucrurile de neștiință. Eu când păcătuiesc, când știu legea lui Dumnezeu, când cunosc adevărul lui Dumnezeu, când cunosc pretenția lui Dumnezeu, nu mai e tot una. Înseamnă că păcătuiesc cu voia. Și fac exact cum a făcut Faraon când i-a spus lui Moise, cine este Domnul să mă tem de el? Cine este? Cam așa se întâmplă și cu noi. Deci aici, unde spune în faptele apostolului, nu ni se vorbește nouă. Deci Dumnezeu a rânduit o zi pentru a da răsplată fiecare după fapta Lui. Și acum depinde de noi. Dacă vom pierde în firea noastră, că zice, din pricina ta, ți-ai pierdut moștenirea. Din pricina mea. Pentru că n-am vrut. M-am rădăcinat aici, în pământul acesta blestemat. Mă gândeam după ce avem o viață scurtă, o viață plină de boli și de necazuri și câte și câte știm fiecare, încă nu ne-am consacrat lui Dumnezeu așa cum a făcut Avram. Deci Avram căuta o cetate a cărui veșnici și ziditorii la Dumnezeu. Parcă la noi nu se potrivește lucrul acesta. Mergem în Matei, unde ne spune 22:10-11. Aici e vorba de împăratul care a făcut mâncă fiului său. Și să citim ceva și de aici, să vedem ce ne spune, ce ne învață. Deci aici ne spune așa. Robii au ieșit la răscumpii, au strâns pe toți și ce i-au găsit, și bun și rei și o taie a munții, o spățărit de nuntă s-a umplut. Tot în Matei mai la 24, nu la 13:38-47, spune și năvodul acesta prinde tot felul de pești. Aici împăratul spune, a trimis robe pentru că cei care au fost invitați, n-a răspuns la invitație, a refuzat. Și atunci zice, duceți-vă și strângeți ce a strâns, poate
clasii acolo, bun și rei. Și dincolo, la 13:38, tot așa, Luther Matei spune că năvodul prinde tot felul de pești. Deci, ne privește și până lucrul acesta. Și a adus în casa de oaspăți bun și rei. Dar, zice, cercetarea împăratului cercetează oaspeții și pe unul acolo care nu era pregătit. N-avea haine de nuntă. Probabil că se oferea o haină care nu-i la fiecare cu haina lui, așa era atunci. Și observă că acesta a intrat acolo fără să aibă această haină oferită, probabil, de împărat. Și m-am gândit, dacă ne privește și până lucrul acesta. În biserică, indiferent în ce biserică, sunt buni și rei. Pentru că și de acolo, de unde am ieșit, era credincioși și necredincioși, așa cum credeam noi. Și aici, la fel se întâmplă. Dar aici nu mai e tot una. Nu mai putem să ne scuzăm în fața Dumnezeu că ne-am cunoscut. Deci, mai departe, să vedem ce le spune un Ioan. Aici, un Ioan ne spune așa. Aici e vorba de vindicarea unui orb, la capitolul 9, și a fost cercetat de oamenii legii, de oamenii luminați prin Duhul Sfânt, care se pretindea atât de mult, și îi spune acestui amărât care l-a vindicat Iisus, știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Și el răspunde, aici este mirarea, le-a răspuns omul acesta, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Și mai spune aici la versetul 41:9, dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum păcatul, acum, pentru că ziceți că vedeți, păcatul rămâne. Deci, iată, și dacă ne ducem mai departe, ne ducem în Ezechiel, pretenția lui Dumnezeu față de preoți. Trebuie să facem o legătură, să vedem de ce cauză nu a putut să vadă, de ce nu a putut să înțeleagă, adică un orb care Mântuitorul l-a vindecat, totuși a putut să înțeleagă că dacă e un păcătos, nu știu, dar eu una știu că mi-a deschis ochii și văd. Aici spune așa. Preoții lui calcă legea mea și îmi pângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, și nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întoarce ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. De ce a ajuns acești preoți ca să nu mai înțeleagă și să nu mai priceapă formul acesta? Noi știm despre Moise, că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar omul acesta nu știm de unde. De ce? Pentru că ți-a ajuns până la Iisus, dacă de aici unde spune în Ezechiel, preoții, oamenii de atunci nu mai făcea deosebire între lucrurile sfinte și cele profane, normal că a mers din rău mai rău din apostazie în apostazie și n-a putut să fie luminați. Vă întreb, sau ne întrebăm, de ce a murit Hristos? Care ar fi rezultatul și răspunsul nostru din biserică față de lumea asta? Dacă ne-ar întreba, sau noi să-i întrebăm pe ei, de ce a murit Hristos?
ce le-am răspunde noi. Vorbeam cu cineva care e la teologie și i-am spus, credeți că Hristos a murit ca lumea să se închină la idol? Deci cam asta e treaba. Lumea care e fără Dumnezeu își dorește pacea prin forța armatelor, armelor sofisticate și așa mai departe. Noi trebuie să ne câștigăm pacea lui Dumnezeu prin supunere, prin ascultare de legea Dumnezeu. Ori de câte ori Israel s-a bătea de ascultare față de Dumnezeu, vinea nenorocirea lui Dumnezeu peste ei. Și noi avem această istorie. Deci dacă Dumnezeu a rânduit o zi pentru judecată, El a rânduit o zi și pentru a-i salva. El trebuie să vină, spune Ioan, trebuie să vină ca să își apere, așa cum a spus, mă duc să pregătesc loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Aici spune Petru despre judecată. Dacă judecata va începe, cu cine va începe? Deci dacă va începe cu casa lui Dumnezeu și dacă cel neprihănit cu greu scapă, cum a spus Mântuitorul, dacă se face așa cu pomul cel verde, ce se va face cu cel uscat? Deci așa ne spune Petru, dacă începe judecata de la casa lui Dumnezeu, ce se va face ceilalți? Să citim ceva în proverbe. Până atunci citim un pic în Isaia. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Deci partea Domnului asta este. Și zic iarăși, dacă ne vom lupta să avem parte de această fericire, lui Dumnezeu vine. El ne-a învățat, ne-a lăsat tot ceea ce este spre folosul nostru. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul îi spusește pe nelegiuirea. Și prin frica de Domnul se abate de la rău. Deci, aceste lucruri, aceste învățături, să le planteze Dumnezeu în inima noastră. Și mai avem aici, în Proverbe 8, să vedem aici ce ne spune. Proverbe 8:7-17. Spune așa. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot de neatinsul mă găsesc. Dacă nu avem învățătură că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, și lumea asta face la fel. Aici Dumnezeu tot așa se referă. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc. Deci mai spune la 34, ferice de omul care mă ascultă și care veghează zi la porțile mele și păzesc pragul ușii mele. Că cel ce găsește, găsește viața. Cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvânta Domnului. Mai avem un Psalmul 32:8, spune așa. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi.
te voi sfătui și voi avea privire dreptatea asupra ta. De cine să ne temem? De oamenii care n-are un Dumnezeu atât de puternic? Niciodată. Dumnezeu să ne facă parte de această mare îndurare, așa cum spune Dumnezeu, a rânduit o zi, o vreme, fie de salvare, de judecata și salvare, fie de pedepsirea celor nedrepți. Câteva rânduri aici ne spun așa. Fiecare om are un suflet de mântuit sau de pierdut. Deci, să ne ajute Dumnezeu ca la aceste cuvinte să gândim asupra lor și să luăm seama, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu pe toate căile vrea să ne dea mână de ajutor ca să ne salveze. Iar dacă în cele din urmă nu vrem, nu-i vina lui Dumnezeu. Spune Iov că Dumnezeu nu câștigă nimic dacă tu ești neprihănit. Dumnezeu nu câștigă nimic dacă eu sunt înțelept. Sau înțeleptul nu folosește decât lui însuși. Dar să fim înțelepți, a ascultat de Dumnezeu. Și Dumnezeu să se îndure de noi, de fiecare de noi, ca să putem să avem un cuvânt de spus celor care ne va întreba. Noi n-am știut de ce nu ne-a spus. Faptele noastre, umplarea noastră, păzirea legii lui Dumnezeu față de lumea aceasta să ne însoțească cu putere și a Tatălui să fie slava și mărirea în veci. Amin. Amin.